Parlamentul European urmează să voteze luna viitoare o rezoluție prin care Austria, atenție, să plătească despăgubiri pentru refuzul de a primi România în spațiul Schengen. Europarlamentarii Renew au insistat ca în rezoluție să fie un amendament prin care compensațiile financiare să fie calculate din iunie 2011, de când România a fost declarată pregătită, conform criteriilor Schengen, să adere la spațiul de liberă circulație european. Totalul despăgubirilor ar putea depăși 25 de miliarde de euro și discutăm chiar acum acest subiect cu europarlamentarul Vlad Gheorghe, care face parte din grupul Renew. Vă mulțumim tare mult, domnule Gheorghe, pentru prezența la News Hour-ul CNN. Așadar, domnule Gheorghe, care sunt șansele ca această rezoluție să devină și realitate și România chiar să vadă acești bani? Eu cred că există șanse mari, nu văd cine s-ar putea opune. Până acum am avut un suport foarte larg aici în Parlamentul European. Este un amendament depus astăzi pentru textul rezoluției, așa cum ați spus. Noi ne dorim ca rezoluția să fie votată în sesiunea plenară din iunie. Mai devreme de atât nu se poate și amendamentul spune foarte clar că cei vinovați pentru vetoul fără niciun fel de substanță, fără niciun fel de temei legal, trebuie să plătească pentru faptele lor și asta înseamnă că din 2011, atenție, până când intrăm efectiv în Schengen, Comisia Europeană are obligația să calculeze daunele care ne sunt cuvenite și să înceapă procedura de a obține aceste daune pentru România de la toate țările care s-au opus, începând cu Austria, bineînțeles, dar și celelalte țări. Dumneavoastră ați calculat aceste daune care ar depăși 25 de miliarde de euro? Este un calcul făcut de dumneavoastră? Plecăm discuția de la 25 de miliarde de euro pentru că acesta este rezultatul mai multor studii făcute în legătură cu pagubele suferite de țara noastră și este și o sumă înaintată de ministrul de interne de la București. Deci cred că este o bază corectă ca pornire de discuție, dar subliniez, textul spune că trebuie să primim tot ceea ce ni se cuvine din 2011 până la data efectivă la care intrăm în Schengen. Și există susținere din partea tuturor grupurilor parlamentare? În acest moment nu știm dacă toate grupurile parlamentare susțin, dar pot să spun că toți europarlamentarii români susțin acest text și eu cred că vom avea susținere și în majoritate și din partea celorlalți europarlamentari. Vom vedea ce se va întâmpla. Cu siguranță România are nevoie de acești bani, dar și de aderarea la spațiul Schengen și pe această parte ar trebui ca și europarlamentarii și Guvernul României să facă ceva. Vă mulțumim tare mult, domnule Gheorghe, pentru prezența la News Hour CNN. Mergem mai departe. Mulțumim. We'll be right back.